Astmul este o afecțiune pe termen lung și este important să o țineți sub control cu următoarele sfaturi utilizarea inalatoarelor de prevenire în fiecare zi, chiar și atunci când sunteți bine, este importantă. Acest lucru poate preveni vătămările pe termen lung și atacurile de asteme. Dacă plătiți pentru rețete, ar putea merita să luați în considerare un o rețetă plătită în prealabil. Puteți discuta acest lucru cu farmacistul dumneavoastră cunoașteți-vă astmul și ceea ce este normal pentru dumneavoastră. Este o idee bună să aveți un plan de acțiune elaborat împreună cu echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră. Dacă este dificil pentru dumneavoastră să citiți limba engleză, așa cum fac numeroase persoane, informațiile sunt disponibile în diferite forme sau poate doriți ca informațiile să fie furnizate într-un mod diferit. Întrebați-vă echipa de ASTEME despre acest lucru. Dacă aveți un plan de acțiune pe care să-l puteți urma cu ușurință, aceasta poate însemna că este mai puțin probabil să ajungeți în spital. Vă poate ajuta să știți ce să faceți dacă aveți simptome care se agravează și ce să faceți într-un atac de asteme. Utilizarea inalatorului de salvare, adesea inalatorul albastru, de mai mult de trei ori pe săptămână, având infecții toracice, tuse, respirație șuierătoare des sau trezirea în mod regulat noaptea sunt toate semne că astmul dumneavoastră nu este sub control. Acest lucru se poate datora faptului că nu luați inhalatorul preventiv corect sau uitați să-l luați. Puteți discuta acest lucru cu echipa de vâsă. De asteme, care ar trebui să vă poată controla mai bine astmul. Utilizarea tehnicii potrivite pentru inalator înseamnă că obțineți cea mai bună protecție din medicație. Utilizarea incorrectă a acestora poate provoca o durere în cavitatea bucală și poate face ca medicamentele să fie mai puțin eficiente. Acesta este motivul pentru care este deosebit de important ca tehnica dumneavoastră să fie verificată de asistenta medicală, de medicul de familie sau de farmacist. Există și alte medicamente, cum ar fi tabletele și tratamentele avansate, precum injecțiile biologice, care pot fi administrate acasă care pot fi de folos. Trebuie să vă informați medicul de familie sau asistenta care se ocupă de asteme dacă aveți probleme cu astmul, astfel încât aceștia să poată analiza situația pentru dumneavoastră. Analizarea în fiecare an a astmului la cabinetul de chirurgie al medicului de familie este utilă pentru a verifica modul în care continuați cu astmul și cu tratamentele. Puteți verifica tehnica inhalatorului, vă puteți asigura că luați medicamentele potrivite și vă puteți anunța echipa dacă aveți griji cu privire la piept. Este posibil să aveți întrebări despre medicamentele tradiționale. De asemenea, poate doriți să planificați din timp excursii sau ocazii speciale. Este posibil să planificați să postiți din motive religioase și poate fi necesar să vă ajustați medicamentele în consecință. Echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră vă poate sprijini și vă este alături pe tot parcursul anului, nu doar la evaluarea anuală. Oprirea fumatului, exercițiile fizice, menținerea unei greutăți sănătoase și evitarea lucrurilor care declanșează astmul, dacă este posibil, sunt toate utile pentru menținerea sub control a simptomelor astmului. Vă rugăm să țineți pasul cu vaccinările! este posibil să prezentați un risc mai mare din cauza virusurilor, cum ar fi cel de gripă sau de COVID. Faceți chiar astăzi o programare pentru a vă vedea asistenta care se ocupă de asteme, medicul de familie sau discutați cu farmacistul. Dacă aveți îngrijorări cu privire la controlul astmului, aceștia se află acolo pentru a vă ajuta.